Se zice că era odată un măgăruș. Ia, 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 ia. Și măgărușul nostru se săturase de atâta muncă și s-a gândit să plece în căutarea unui prieten. Ah, m-am săturat ca toată ziua să stau să muncesc și să car saci. Gata, nu mai vreau. Am să-mi plec să-mi găsesc și eu un prieten cu care să vorbesc și să-mi petrec timp. Muzeul Național al Țăranului Român organizează în fiecare săptămână ateliere destinate tuturor copiilor. Astfel, cei pasionați de pictură, de țesături sau de muzică și teatru vor afla tainele meșteșugurilor în cadrul acestor întâlniri. Beatrice Iordan a fost gazda noastră la atelierul de teatru de umbre, unde am descoperit o artă străveche. Sunt Beatrice Iordan, sunt educator muzeal și sunt de profesie actor păpușar. De ce teatru de umbre și de ce teatru de animație? În general, teatru de animație este foarte apropiat de copii. Cu ajutorul teatru de animație putem pătrunde în niște povești, bazme și care pot fi depărtate de un copil de vârstă mică, mai ales care sunt din folclorul românesc, în general pe acestea merg. Și prin teatru de umbre îi apropie, îl adaptăm încât să fie specific vârstei lor. Teatru de animație este foarte vechi, să zic așa, nu este în tradiția teatrului românesc. Vai, dar nu era orice pom, pentru că în vârf avea un măr. A, ce gustos este! Ce mult mi-ar plăcea să iau și eu o bucățică! Ia să văd dacă ajung la mărul ăsta! N-ajung, ia să văd dacă pot să sar. Hui, 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 tot n-ajung. Ia să începe partea asta. Tot nu pot, vai, ce să fac, ce să fac? Și mi-e atât de poftă, atât de mult mi-aș dori să iau și o gură din măr. El este un teatru oriental, mai ales despre Orient, și are o vechime de peste 2000 de ani. Și având ca țări de proveniență India și China, de acolo se presupune că ar fi pornit el. Și la jumătatea secolului XIX ar fi intrat și pe teritoriul țării noastre, la curțile boierilor, adus de către, să zicem, păpușari ambulanți. Și el, treptat, a ajuns în secolul nostru să fie o formă de distracție, să zicem așa, pentru copiile de vârstă mică, pentru copii. El nu era dedicat copiilor în începuturile lui. Teatru de umbre, pe lângă frumusețea lui vizuală, după cum se și vede, ajută și la formarea sau le pune la încercare anumite abilități ale copiilor, atât manualitate, prin faptul că ei își creează siluetele, desenează, decupează, dar și anumite aptitudini verbale. Adică ei pot comunica o poveste, pot lega relații între ei. Teatrul, în general, ajută la o mai bună relaționare între copii și între oamenii care le joacă. Și vreau să zic că acest atelier a avut, să zic, un succes pe parcursul anilor. Ah, știu ce fac! Îmi fac vânt și dau cu capul în pom, îl zgudui și poate cade mărul. Ia să vedem. Un, doi, trei și... Aoleoleoleo, capul meu a căzut măruton, a căzut. Ia să mai fac o dată vânt. Un, doi, trei. Aoleoleoleo, dacă mai lovesc mult copacul ăsta, o să-mi crească coarne. Acest atelier l-am pornit în 2006 și câțiva ani din 2006, așa ca o chestie frumoasă care s-a întâmplat, am creat trupa de teatru de animație a muzeului, se numea Tropăieri. Asta a fost până în 2013, a ținut această trupă, unde copii, noi ne pregăteam cu un număr fix de copii care veneau permanent aceiași, și realizeam spectacole de teatru pe care le dădeam la Clubul Țăranului, după Pățanile lui Păcală, sau chiar am făcut după povești create de ei sau realizate de mine și le jucau în aceste scenete de teatru de umbre.
A continuat acest atelier și continuă, se desfășoară la Muzeul Țăranului și e dedicat în primul rând școlilor și grădinițelor. Deci dacă școlile și grădinițele ne sună la acel număr de telefon care apare pe site-ul muzeului, ei se pot înscrie și pot veni o întâlnire și să le povestesc ce înseamnă Teatru de Umbre, să lucreze, să realizeze și da, să jucăm împreună. Cât de des au loc aceste ateliere la Muzeul Țăranului Român? Dacă sunt cereri și vin în fiecare zi, noi în fiecare zi putem avea. Ne dorim să iasă școlile și grădinițele mai mult din cadrul instituției lor și să vină la noi, dar nu se întâmplă acest lucru. Și sunt cam acum, cu o săptămână altfel, vin mulți. Dar pe parcursul anului sunt mai rari, dar îi așteptăm. Dar știu ce idee mi-a venit. Am să-mi fac vânt și am să pornesc, uite, de aici. 1, 2, 3 și de atâtea lovituri, până la urmă mărul a căzut. Care sunt grupele de vârstă care au ajuns cel mai des la acest atelier? Au venit și grădinițe și școli. Nu pot să vă zic că este... Atelierul este recomandat într-adevăr copiilor peste 5 ani, pentru că el presupune putința, adică abilitatea de a mânui o foarfecă. Nu știu dacă sub 5 ani cât de bine se descurcă cu o foarfecă. Ar fi bine să se descurce, dacă se descurcă eu îi primesc cu drag. În luna iulie, noi avem luna atelierelor dedicate familiilor. Deci termină școala, copiii intră în vacanță și atunci noi le oferim o serie de ateliere, printre care și acesta de Teatru de Umbră sunt mai multe. Ele se pot consulta pe site-ul muzeului, dar deocamdată încă nu sunt afișate, când vom fi mai aproape de luna iulie. Ateliere dedicate familiei și atunci acest atelier de Teatru de Umbre se adresează și copiilor mai mici, de la 3 ani, dacă vin însoțit de o mămică sau un tătic și lucrează împreună. Tocmai asta e drăguț, că am mai făcut și pe parcursul anului școlar ateliere dedicate familiei și au lucrat împreună, au decupat, au lucrat la panou de umbru și este foarte frumoasă legătura și relația care se creează între părinte și copil. Nu numai că este activitatea practică în care ei desenează, dar când se produce acel joc la panou, încep să-și dea replici, copilul este susținut de părinte. Acest atelier, față de alte ateliere, cred, este mult mai activ atunci când este părintele, am constatat, mai ales copiii de vârstă mică. Dacă sunt lăsați singuri, ei nu au aceeași, le e rușine, nu vor putea verbaliza atât de bine textul din cauza rușinii sau fricii sau ce simt ei atunci. Ce gustos! Ia să iau și o gură! Și cum se pregătea măgărușul nostru să ia o gură? Hop! Din măr iese viermișorul de măr. Ce faci tu aici? Ce încerci să faci? Vrei să mănânci căsuța? Aoleu, să nu spui, ai casa ta? Da, e căsuța mea. Și tu vrei să o mănânci? Te rog, lasă-mă să iau și o guriță din mărul tău. Mi-e atât de poftă. Te rog, măcar o guriță. Bine, hai să vedem cum putem face. Ia să mă gândesc, Astăzi ce cursanți veți avea? Sunt o grădiniță, sunt, cred că au vreo 5 anișori. De obicei este o grădiniță particulară. Acestea vin mai des pe la noi pentru că își permit să iasă mai mult. Și de multe ori au vârste combinate, și mai mici și mai mari. Vom vedea acum când vor veni. Și astăzi vreau să facem ca poveste Muzicanții din Bremen. Nu este o poveste românească, este mult mai ușoară și simplă pentru grupa de vârstă mică. De multe ori o folosesc pe aceasta. Eu sunt Beatrice și la acest atelier noi vom lucra împreună, da? Și dacă vor apărea ceva ce nu știți sau nu înțelegeți, îmi spuneți mie și doamnelor care sunt aici și vă ajută, da? Voi ați zis că nu ați fost la teatru, nu? Sunteți prea mititei și n-ați ajuns la teatru. Ei, dar atunci ați ajuns la un atelier mai special, un atelier de Teatru de Umbre. Și la acest panou pe care îl vedeți voi aici și l-ați și văzut când a intrat, or să vedem niște umbre pe care le-ați văzut când ați intrat, nu? Dar ca să am aceste umbre, eu de ce am nevoie? De ce am nevoie ca să se...
De cartonaj, de siluetă? Uite, voi pune această siluetă aici. O vezi? Atunci, de ce am nevoie? Ca să o vedem, cine știe? Poate am nevoie de lumină? Asta era, am nevoie de lumină. În teatru de umbre, acest panou poartă denumirea de scena teatrului de umbre, da? Unde se vor juca siluetele, iar aceasta este o siluetă. Se numește siluetă, fiindcă vedeți că este de fapt un carton decupat, da? Se numește siluetă. E, și teatrul de umbre, se zice, el este foarte, foarte vechi. Are peste 2000 de ani, adică foarte mult. Și se povestește că teatrul de umbre ar fi pornit din două țări. Una ar fi fost China, ați auzit de chinezi? Da. Că cum au chinezii ochii? Așa, înghuieți. Și altă țară ar fi pornit din India. Da? India. Ce înseamnă, de fapt, teatrul de umbre cu siluete? Voi acasă ați făcut vreodată pe perete cu mânuțele așa umbre? Ați făcut mac-mac? Dacă deschideți veoza la voi în cameră, ați văzut umbrele mânuței voastre pe perete? Ați făcut la grădii? Da? E, atunci asta înseamnă există teatru de umbre pe care îl faceți cu mânuțele și există teatru de umbre pe care o să vedeți voi îl fac cu aceste siluete. Se zice că era odată un măgăruș. Ce e un măgăruș? Măgar este ca un cal, da? Dar este mai micuț și are urechile mai lungi. Și măgărușul nostru se săturase de atâta muncă și s-a gândit să plece în căutarea unui prieten. Iha, iha, m-am săturat toată ziua să stau să muncesc. Gata, nu mai vreau. Vreau să merg să-mi găsesc și un prieten și să am cu cine să povestesc. Și cum mergea el așa, i s-a făcut foame și a început să mănânce iarbă. Nu mai îmi place nici iarba. Toată ziua mănânc numai iarbă. Așa mult mi-ar plăcea să mănânc ceva mai gustos. Și cum merge el, nici nu termină de zis, că în față îi apare un ce-i ăsta? Ce-o fi ăsta? Un iepure? Exact, e de fapt un pom, pentru că are aici în vârf un ce? Ce-i ăsta? Oare? E prea sus? Să-l dau un picuț mai jos. Ce-o fi ăsta? Știe cineva? Un măr cumva? Este un măr! Ce gustos e, zice măgarul. Ce poftă mie de acest măr. Ia să văd dacă ajung să iau o guriță. Și măgarul nostru încearcă să se cațăre. Ah, nu reușesc. Ia să mai încerc o dată. Nu reușesc. Ia, poate dacă sar, poate ajung la el. Ia, un, doi, trei și... Nu pot. Ia să încerc pe partea asta la altă. Nu merge treaba. Știu ce am să fac. Îmi fac vânt și lovesc cu capul pomul ăsta până îl zguduie și cade mărul. Ia fiți atenți. Unu, doi, trei și... În timpul acestei minunate prezentări, copiii au fost atenți, curioși și dornici să învețe lucruri noi. Și măgărușul cu viermișorul au plecat și au trecut împreună prin mai multe peripeții. Și înainte să trecem să lucrăm și noi, adică și voi, că eu am lucrat, trebuie să vă explic niște lucruri. Silueta, o vedeți? Trebuie să fie lipită pe panou. Dacă nu o lipesc pe panou, cum se vede? Vede bine? Mare, dar se vede bine? Nu. Și atunci eu o voi ține lipită pe panou. Când silueta noastră ajunge la capăt, nu ne întoarcem înapoi așa cu spatele,
și o să întoarcem pe partea asta la altă, da? Tic, 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 ajunge la capăt, tic, 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 da? Copiii au ascultat mai apoi povestirea muzicanții din Bremen. Astfel, ei și-au putut crea propriile personaje pentru teatrul de umbre. Măgăruș? Da, măgăruș. Hai, cum face? Iha! 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 Hai, hai zi! Iha! Iha! Bravo, la loc! Următorul? Alexandra! Hai, Alexandra! Tu ești pisicuță? Fiți atenți la pisicuța ei, ce drăguță e! Hai! Miau, tare! Miau! Miau, hai! Miau, tare! Bravo! La loc! Următorul? Hai! Hai, Lareș! Tu ce ești? Cățel! Hai cu cățelul! Hai! Îl pui pe iarbă. Și cum face cățelul? Hai! Am tare! Am. Bravo, Lareș! La finalul atelierului, cei mici și-au luat rămas bun de la noi, cu speranța că vor fi din nou împreună la alte întâlniri la fel de frumoase. Se văd siluetele voastre? Da! E, la fel puteți să faceți și voi acasă sau la grădini. Gata? Atelierul nostru s-a terminat? Vă mai așteptăm când vă faceți mai mari? La revedere!